Edina Rumelia Tăurescu a renunțat la gătit în timpul probei, după ce aluatul pentru paste nu i-a ieșit așa cum era necesar. Aceasta a considerat că a fost sabotată, iar s-a demonstrat contrariul. Primind și explicațiile necesare, Edina Rumelia Tăurescu a venit pregătită să-i cucerească cu chef cu preparatul ei, însă a făcut câteva greșeli și a fost nevoită să renunțe. Înainte ca farfuria ei să meargă către jurizare, Edina Rumelia Tăurescu a refuzat să mai gătească. Concurenta plănuise să gătească ravioli cu urdă și spanac, dar lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Aceasta nu a reușit să aibă preparatul pe care îl visa și a fost nevoită să plece de la bancul de lucru. După ce a văzut că a aluatul perfect, ea a considerat că a fost sabotată, făina nefiind de cea mai bună calitate, dar aceste lucruri au fost lămurite în scurt timp. Edina Rumelia Tăurescu nu a dorit să meargă mai departe, considerând că se va face de râs în fața chefilor cu o farfurie imperfectă. Nu e ok, trebuia să iasă mai subțire. Avem o problemă, aluatul nu iese cum trebuie. Aluatul de deasupra se rupe. Făina nu e ok. Ce tip de făină e? Știți ce făină e? Eu am pus bine cantitățile. Le-am făcut de nenumărate ori. Eu nu mă pot prezenta așa, o să renunț și gata. Nu intru cu astfel de preparat, o să mă fac de rușine. Este vina făinii. Aluatul ăsta e, a spus Edina Rumelia Tăurescu la chef la cuțite. Edina Rumelia Tăurescu a menționat în timpul interviului că ar fi fost sabotată, după ce aluatul pentru ravioli nu a ieșit pe măsura așteptărilor sale. Cel care se ocupă cu aprovizionarea i-a demonstrat că aluatul este bun, dar l-a lăsat prea mult timp pe bancul de lucru și s-a uscat. Totodată, i-a oferit și câteva sfaturi cu privire la gătirea pastelor: dacă îl lași mult pe masă se usucă și crapă. Sunt 1000 de grade aici, e prea cald. Trebuie să nu se forțeze. Ia aluatul tău aici. Nu se bagă albuș în paste. Nu te-a sabotat nimeni, a fost mesajul transmis concurentei.